Vremea capricioasă bulversează programul de asfaltări al municipalității. La această dată, lucrătorii urbiști trebuiau să toarne deja covorul asfaltic pe strada Viilor. Muncitorii însă abia au trecut la înlocuirea bordurilor. Totodată, nici străzile Patriei și Democrației nu au fost finalizate. Îți vorbim lucrurile, trebuia să fim cu bordurarea pe strada Viilor. Nu suntem cu bordurarea pe strada Viilor, dar suntem cu 90% Patriei și cu 95% Democrației, deci chiar dacă am pierdut o lună, doar o săptămână pare a fi pierdut în realitate, pentru că peste o săptămână putem să intrăm cu borduri pe strada Viilor după ce terminăm definitiv Patriei și Democrației. Strada Viilor este cea care încheie programul de asfaltare. Actuala conducere a municipiului nu a întocmit un plan de asfaltări pentru întregul an, lăsând la dispoziția viitoarei administrații să stabilească prioritățile. Nu am în previziune așa ceva, nu știu dacă mai există în program ceva și nici nu aș vrea să știu. Încă o dată, executivul care vine din luna iunie va prelua la jumatea anului toate responsabilitățile și tot ceea ce eu am avut în vedere în aceste 3 luni de zile, în primul și în primul rând, să las lucrurile în ordine, să las lucrurile așezate, să nu-mi reproșez că aș fi făcut ceva pentru care să pun bețe în roate viitorului executiv sau să nu aud vreodată că, motivat și obiectiv, că acea grea moștenire lăsată de bârlă. Eu nu vreau să aud chestia asta și răspund pentru ceea ce spun. Dacă vremea va permite, lucrările pe strada Viilor se vor finaliza la sfârșitul acestei luni.